Măi, Georgică, măi, Georgel, mă bucur. Am auzit de ce a spus maică ta, că ai știut de nota 10 la geografie. E, pentru că știi de geografie și înveți bine și pentru că ați avut tocmai despre America Latină sau America de Sud, vreau să spun o întâmplare adevărată petrecută în statul numit Peru. Peru este un stat mare, unde era foarte mult aur, chiar la hotarul cu Oceanul Pacific. Ia spune, știi care este capitala statului Peru? Că ești bun la geografie. Cum? Bravo, e Lima, Lima. Foarte bine. Ceea ce nu știi tu este că chiar la coastă era un orășel numit Callao, care acum a devenit parte din capitală, dar înainte era oraș de sine, orășel de sine sătător, un târg. Era port la mare. Și în portul acela locuia familia Pinchas, care avea un băiat pe nume Juan. Băiatul avea 10 ani, dar familia Pinchas era o familie amărâtă. Tata era bolnav de tuberculoză, o boală grea, și tata nu putea munci, și muncea mai mult mama. Și aveau 3 copii. Juan era cel mai mare, 10 ani, și încă 2 mai mititei. Și pentru că era grea viața, nici nu știi ce grea e viața când ești o femeie singură, fără ajutorul bărbatului. El mai trimitea pe Juan, ca să fie o gură mai puțin de hrănit, la bunica. Și de când era mic, Juan petrecea primăvara, vara, toamna, uneori și iarna, când avea școală, când era vacanță, la bunica. Acum trebuie să spun ceva, unde locuia bunica și ce fel de om era bunica. Lui Juan îi plăcea foarte mult de bunica pentru că acolo a descoperit ce însemnează un om credincios. Mama lui era o femeie bună, dar cu atâtea necazuri a uitat și de Dumnezeu, a avut. Păi tocmai când ai necazuri te gândești la Dumnezeu, nu când îți merge bine. Bunica era și amărâtă, era sărăcuță, avea o căsuță măruntă, acoperișul din paie. Avea grijă să nu plouă în casă. Era un bordei. Bărbatul, bunicul, murise de mult. Ea, sărăcuța, avea o grădină în spate și acolo punea cartofi, că era pământul mai așa, mai nisipos și cartofului mergea bine. Și ce să vezi? Bunica asta avea și o Biblie. Carte pe care o vedea doar la ea, pentru că acasă, în familia Pinchas, Juan nu știa, nu vedea de Biblie, nu exista așa ceva. Și când ajungea la bunica, îi spunea, bunico, ia citește din carte. Și erau povești frumoase cu David și Goliat, erau povești cu Samson, era cu nașterea lui Isus. El nu citea, pentru că era Biblia bunicii, dar bunica îi povestea. Și lui nici nu-i prea plăcea să citească, îi plăcea să se joace, să alege după capre. E, într-o vacanță, pe când bunica l-a rugat pe Juan să facă curățenie prin casă, a dat în sertarul ei de niște foi. Curios cum e, a luat o foaie, scrie acolo chitanță. Chitanță. Ce e aia chitanță? Tu știi? Probabil că nici tu nu știi, că nu umbli tu cu hârtii. Tata umblă. Bunico, ce este chitanța? Și bunica îi spune, da, le-ai găsit în dulap. Uite, astea-s dovezi pe care eu le țin, că dau în fiecare sezon partea Domnului, îi dau zeciuială. Partea Domnului, zeciuială. Ce e aia, bunico? Ei, uite, din tot ce am, din tot ce câștig din cartofi, din tot ce vând de la găini, ouă, poate și câte un miel, a zecea parte o dau Domnului. Bunico, dar tu ești sărac. Să-i dai lui, că el e din cer. Ce are el nevoie de zeciuiala ta? Ei, mamă, zice bunica, tu nici nu știi că Dumnezeu a rânduit aici o biserică și biserica trebuie să vestească Evanghelia
și ca să vestească Evanghelia, oamenii trebuie să meargă de colo-colo, biletele costă, trebuie să mănânce cei care vestesc Evanghelia. Și zeciuiala asta merge exact ca să ajute să se predice, să se transmită vestea cea bună că Iisus a murit pentru noi, ne-a iertat din toate păcatele și apoi vine curând să ne ia la el acasă. Și de-aia dai tu zeciuială că ești săracă. Nu sunt săracă, măi băiatule. Am ce îmbrăca, am ce mânca, am unde sta. Uite că am și un pământel care îmi dă cartofi. Și în sinea lui gândea Juan, mă, Dumnezeu ăsta, dacă este așa bun, de ce ia banii? Că bunica e săracă. Nu se împăca cu gândul zeciuie. Ei, într-o primăvară, pe când era Juan la bunica, bunica locuia mai departe de orașul Lima, undeva către munți, și au o cale, să spunem noi, de vreo 4 ceasuri pe jos, că n-aveai cu ce să mergi. Nu era nici foarte departe, dar era departe, pe lume. Eh, tocmai puneau cartofii. Băiatul o ajuta, făceau niște, știu eu, niște mușuroaie din pământ și de desubt băgau câte 2-3 cartofei mici, niște pui de cartofi, care de-a lungul verii până toamna se făceau mari. Cu asta trăia bunica, asta vândea, vindea și din banii ăștia dădea zecimea. Deci zice, auzi acum, Juan, hai să săpăm, să facem, să plantăm, să sădim cartofi și în rândul ăsta care e plin de pietre, în care n-am mai pus până acum. Dar bunicul zice, e un rând unde nu o să crească nimic, e plin de piatră. Noi ne rugăm Domnului, ăștia îi dedicăm Domnului, îi rânduim Domnului și Dumnezeu îi va binecuvânta. Nu crezi? Să văd, zice băiatul. Au pus cartofi, au curățat pământul de pietre și când a venit toamna înapoi să culeagă cartofii, ce să vezi, tocmai rândul ăla care fusese dat Domnului Dumnezeu ca zeciuială, că era al 10-lea rând, avea cei mai mari și frumoși cartofi. O mari, mai mari ca toți. Vezi, Juan? Tu să știi că Dumnezeu binecuvintează când ești credincios și ce binecuvintează este mai bun ca orice. Vezi de ce sunt eu bogată? Eu vorbesc Domnului, Dumnezeu ascultă și mă răspunde. Da, e ceva, zice, da. Poate e o întâmplare, a zis Juan. Eu aș vrea să văd acolo o dovadă că Dumnezeu e și că răspunde. Când au strâns în sfârșit cartofii, i-au băgat pe cei ai bunici în beci, dar rândul lui Dumnezeu l-au băgat în 2 saci. Și acum, zice bunica, azi e joi, mâine, vineri, mergem la piață în Peru, este târg, vindem cartofii și banii pe cartofii vânduți îi punem mâine la biserică, pentru că mâine e ziua Domnului. Lui Juan îi plăcea să meargă la biserică, acolo se cântă, se aud lucruri frumoase. Eh, bine, dis de dimineață pe la ora 5:30, 6, încă era așa, mijea, încă nu era lumină, bunica l-a scoat. Hai, Juan, mergem, îl luăm pe Burro și mergem la piață. Burro, știi cine era Burro? Era măgarul bătrân, un măgar sur, așa, gri, al lui bunica. Era un măgar mare, era cam bătrân el, era cam bleguț el, dar avea spinare tare. L-au trezit și pe Burro, l-au luat, bine, i-au dat să bea, să mănânce ceva, niște grăunțe, și au pus cei 2 cartofi, unul de o parte și altă, de altă parte a spinării lui Burro. Și acum, la drum. Nu la drum, Juan, zice bunica. Ne rugăm întâi. Și bunica a spus, Doamne Dumnezeule, păzește-ne pe drum, ocrotește-ne și ajută-ne să ajungem cu bine în Lima și să ne întoarcem până în apus, până ziua Domnului. Juan se uita la bunica, știe să se roage frumos,
Dar oare Dumnezeu o aude chiar așa cum zice ea? Și o pot. Ei, de la bunica până jos în Lima, ea cale lungă. Trebuia mai întâi să treacă pe lângă niște plantații de bumbac. Apoi când se terminau plantațiile, începea un loc deșertos. Acolo nu-i nimic decât cactus. Drumul era mai spre vale, dar era accidentat. Și la un moment dat, măgarul era în față, băiatul Juan era după măgar și bunica în baston după ei. La un moment dat, ce să vezi? Buro se oprește. Se uită în spate, o vede pe bunica, lasă capul jos, își blegește urechile, închide ochii și gata. S-a obosit și el. Hai să lăsăm puțin și vom aplica. Au trecut 5 minute, 10. Hai, Buro, hai, la vale. Buro parcă era mort. N-auzea. Buro bate bunica pe spinarea lui. Buro, hai că trebuie să ajungi la piață. Buro se întoarce, se uită. Nimic. Buro, Buro, nimic. Și el zice, las că am eu ac de cojocul lui Buro. Merge să rupe să culeagă de pe jos ceva, un băț. Ce faci? Ce faci cu ani? Păi dau două în spinare și o sale. Nu se poate, zice bunica. Cu animalul te porți frumos, el înțelege de vorbă, dar nu vezi că nu pricepe. O fi ceva, zice bunica. Hai, Buro! El își ridică ureche, se mai uită la bunica, o lasă jos, închide ochii și așa cu buzele căzute, dă să doarmă. Bunica acum a început să se impacienteze. Bunico, mă lasă-l trag de coadă. Nu să nu-l tragi, bric, animalul e și el un suflet. Poartă-te frumos. Dar nu vrea să plece, nu vezi că nu vrea? Ai răbdare. A mai strigat de 3 ore, au trecut 10 minute, un sfert de oră. Și bunica spune, știi ce? Trebuie să ne dăm Dumnezeu. Dacă trece timpul așa, nu mai ajungem la timp la piață. Hai să ne rugăm. Și bunica pune genunchiul jos. Juan vine și pune și el genunchiul jos și bunica se roagă. Doamne, Tu care cunoști totul, o, Doamne, nu mă lăsa. Și în timp ce se roagă, mai dă câte o lacrimă. Se uită Juan la ea. Oare chiar vorbește cu Dumnezeu? Oare chiar o aude Dumnezeu? Doamne, fă ca să plece Buro. Ai milă de mine, că sunt banii tăi. Vreau să ți-i dau înapoi. Și bunica s-a mai rugat, a mai plâns și a dat, a zis amin. Și când a zis amin, s-au ridicat. Și Juan întoarce capul. Bunico, bunico, vine cineva. Într-adevăr, ca la 100 de pași, venea. Nu un țăran, că acolo doar țărani. Un domn. Era îmbrăcat în costum negru, cămașa albă, pantofi lustruiți, bine. Ce caută un domn pe jos prin locurile astea? Și domnul venea, era un bărbat tânăr, frumos la față, cam vesel, zâmbitor. Oh, domnule, domnule, când a ajuns în dreptul lor, ați venit atât de bine. Poate mă ajutați să facă măgarul meu ca Buro. Nici nu i-a zis numele. Ca măgarul meu să o ia la vale. Cam de dus la Lima. Niște cartofi să-i vând. Și vine apusul și nu o să ajungă acasă. Iar bărbatul zâmbește la bunica. Zâmbe. Bunico, cu mare plăcere te ajut. Și fără să spun o vorbă, se apropie de urechea măgarului și îi spune pe nume, că n-a auzit, bunica n-a rostit numele, Buro, hai, trebuie să mergem la piață, hai. Măgarul deodată ridică capul, ciulește urechile și o pornește în trap, lip, tap, 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 trap, la trap. Băiatul să fugă după el. Bunica, oh, ce fericită este! Și se întoarce să mulțumească domnului în costum negru. Și nu-i nimeni. Cum? Juan se întoarce, se oprește și el. Bunico, ce-i? Unde-i domnul?
Nu e dragă, nu e. Dar unde e? Că acum a fost, acum nu e. Păi, dar nu știi ce e. Și acum bunica din nou începe să plângă. Vezi cât de bun e Dumnezeu. Îngerul Domnului a fost trimis că m-am rugat la tata. Dar eu sunt bogată că l-am pe Dumnezeu. Și însuși îngerul Domnului a venit ca să-i spună lui Buro să pornească. De acum măgarul era la vale. Hai bunică, o pierde măgarul. Și în drum spre piață, unde bunica a vândut tot, a luat bani. Și în drum spre casă, Juan se tot gândea. Chiar așa. Un înger. Va să zic că îngerii apar de undeva și apoi pleacă. Nici nu-i vezi. Înseamnă că este un Dumnezeu bun. Un Dumnezeu care iubește pe oameni. Care iubește pe bunica și de care ascultă până și Buro încăpățânatul. Și atunci, în casa bunicii, în noaptea aceea, Juan a spus, Doamne, eu nu te cunosc, dar vreau să te cunosc. Vreau ca să știu că tu ești un Dumnezeu și când eu mă rog să mă auzi și tu pe mine și să trimiți îngerul tău. Eh, Georgele, ți-am pregătit și un text pe care aș vrea să-l înveți și să-l ții minte. Și ori de câte ori vei fi în încercare, poate la o teză grea, sau poate la o încercare, ori de care ar fi, să repeți textul pe care ți-l citesc. În Psalmul 34, versetul 7, zice așa. Îngerul Domnului, bagă la cap, e un înger și tu ai un înger care vechează tot timpul. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din orice primeștie, din orice necaz. Georgele, aș vrea să-ți minte cuvântul ăsta, să-ți amintești și tu că Domnul se uită, te aude și îți trimite ajutorul. Singurul lucru de care ai tu nevoie este să citești Biblia, să-L cunoști pe El și atunci vei avea un prieten și vei fi și tu bogat și credincios, cum a fost bunica lui Juan. De acord? Bun. Nu uita, te voi întreba textul să-mi spui pe de rost. Hai, du-te acum la treabă.